Bună seara, oameni buni, bună seara, dragi telespectatori. Suntem la emisiunea Întrebările Zilei, o emisiune dedicată știrii serii. Este vorba de noul Consiliu de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Mai sunt și alte informații pe marginea cărora o să discutăm cu invitatul din această seară. O să avem și o legătură telefonică în această seară cu unul dintre cei care a aspirat la un post de membru în Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Așadar, după ezitări, după îndelungi selecții și interviuri, Ministerul Energiei a publicat astăzi pe site-ul propriu un comunicat în care sunt prezentați cei 6 membri ai Consiliului de Supraveghere. Avem încă un membru, cel de-al 7-lea anunțat săptămâna trecută din partea fondului Proprietatea. Așadar, 6 nume, am spune 6 nume noi, însă nu sunt deloc noi, dacă oricine poate să acceseze pe internet și să încerce o căutare, va găsi informații suficiente despre noi membri ai Consiliului de Supraveghere. Rămâne să vedem ce obiective are acest Consiliul de Supraveghere, cel puțin la nivelul declarațiilor. Ministrul Energiei Victor Grigorescu transmite astăzi într-un comunicat că principala sarcină în perioada următoare a CSE-ului CEO este de a selecta membrii directoratului. Avem și un membru vechi care, iată, și-a păstrat postul, domnul Bobâl, că rămâne și în actualul directorat. Un invitat în această seară la emisiunea Întrebările Zilei este vorba de domnul Nelu Roșca, lider de sindicat în cadrul Complexului Energetic Oltenia, lider la cariera Roșiuța. Bună seara, domnule Roșca! Bună seara dumneavoastră și noroc bun minerilor și energeticienilor, cât și telespectatorilor care au plăcerea să ne urmărească la această oră. Într-adevăr, să le spunem, să le repetăm numele membrilor Consiliului de Supraveghere. Robert Ghelasi, candidat, iată, la funcție de șef serviciu pentru relația cu Parlamentul al ANRE, Cornel Bobâlcă, consilier juridic la Direcția Generală de Societăți Comerciale din Ministerul Energiei, a fost membru și își păstrează funcția în continuare. De asemenea, Dan Codescu, fost președinte al operatorului portuar Oil Terminal din Constanța, Florin Marin, fost membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica în perioada insolvenței, de asemenea Simona Făture, reprezentanta fondului Proprietatea și este vorba de reprezentanta fondului Proprietatea la Societatea Națională a Sării Salrom și 11 ani de activitate în domeniul bancar. De altfel, doi foști angajați în domeniul bancar în Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Pe scurt, cel puțin, acesta ar fi imaginea celor care vor decide destinele Complexului Energetic Oltenia, de adevărat în parte, pentru că mai avem și adunarea generală a acționarilor Complexului Energetic Oltenia. Domnule Nelu Roșca, așteptam acest Consiliu de Supraveghere, au dispărut și așteptările acum. Cum vedeți? Aveți ceva așteptări de la acest organism? Păi pe mine nu m-ar interesa atât de mult numele și proveniența lor, cât m-ar interesa până la urmă dacă la baza selecției dumnealor a stat și au un proiect comun vis-a-vis de ce Oltenia și ce ar conține acest proiect, pe ce perioadă s-ar derula acest proiect și ce implicații ar avea cu privire asupra societății, cât și a salariaților. Pe mine asta m-ar interesa. Dacă vreți un punct de vedere personal al meu, în urma unor analize și a unor constatări până la urmă, de când a luat ființă acest CEO, consider că ordonanța 109 are lacune și este formulată de legiuitor cu mari fisuri și lipsuri. Adică n-au avut un concept complex și să aibă o finalitate bună pentru societățile acestea la care s-au raportat să implementeze ordonanța 109. Și mă refer, au făcut selecții pe persoane fizice în Consiliul de Administrație. Foarte bine, pentru că e vorba de acționari și acționarii să-și implementeze persoane. Aici n-ar fi o problemă, cu condiția ca dumnealor să aibă la momentul numirii sau în cel mai scurt timp de la momentul numirii un proiect care să fie transparent, făcut public,
către toți salariații, ca salariații să știe ce au de făcut și care va fi drumul pentru următoarea perioadă. În ce privește directoratul, aici n-aș fi de acord ca să mai fie făcute selecții pe persoane fizice, pentru că vedeți noastră, CEO a trăit destule experiențe cu persoane fizice selectate și aș dori ca Consiliul de Supraveghere sau Ministerul, după caz, să selecteze persoane juridice care să-și asume actul de administrare al acestei societăți, iar în momentul când ar fi numit acea persoană juridică, acea persoană juridică să-și folosească cât și cum oameni vor, Ministerul sau CSU, să le asigure un buget anual de funcționare și de plată al acestui directorat. Și cred că ar fi foarte bine dacă acea persoană juridică ar prezenta și oarece garanții în cazul în care ar da chix cu administrarea acestei societăți sau ar produce pagube, acele garanții depuse până la urmă de acea persoană juridică să fie executate. Eu cred că garanții atunci cei care ar prelua sub această formă directoratul să administreze nu și-ar mai permite să facă tot felul de combinații, tot felul de aberații. Mai avem companii și să cu, nu cu directorat persoană asta. Juridică? Nu avem, România? Dar nu înseamnă că nu putem, în urma unor experiențe pe care le-am trăit la nivelul CEO-ului, să nu fie luat în calcul, cel puțin de parlamentari, de partidele politice care pot să implementeze la nivelul Parlamentului această reglementare și modificare pe Ordonanța 109. Pentru că, vedeți dumneavoastră, selectând persoane fizice și venind din medii diferite, e greu să ajung la un numitor comun sau să fie din aceeași tabere. Pentru că ori în trecut, ori în prezent, ori pentru viitor au veleități pentru anumite grupuri politice și atunci activitatea lor este mult afectată de această influență de pe zonele respective. Și de aici a fost o serie întreagă de probleme cu privire la modul de administrare, de funcționare și de implementare a unor dispoziții în cadrul CEO-ului. Asta este o părere a mea, care e clar, nu este una finală, sunt o grămadă de persoane care stăpânesc acest domeniu și pot veni cu reglementări, dar eu cred că ar fi cu mult mai sigur atât ministerul și salariații, cât și conducerea mai responsabilă în administrarea acestei societăți, decât dacă se dorește dărâmarea ei pas cu pas, așa cum folosesc unii niște termene, nu s-ar dori o reglementare în sensul ăsta. Numele cel mai important, apropo de ce spuneți dumneavoastră acum, Constantin Jujean, vă spune ceva? Numele... Domnule, știu că provine undeva din județul Hunedoara, de la CNH. Compania nu cunosc detalii și amănunte și n-aș vrea să discut. Dar cunoașteți persoane, realitatea? Pentru că nu cunosc știți detalii. Știți că CNH, mă rog, Complex Energetic, da, CNH-ul are o serie întreagă de probleme mult mai grave este față de CEO. Este pe primul loc la pierderi între companiile de stat. Și asta se datorează nu numai proastei administrări, ci și a implicării în repetate rânduri și vorba unui coleg din zona Petroșaniului, fiind la un consiliu de coordonare, spunea în felul următor. Primeam sarcină dimineața să săpăm o groapă ca să o astupăm la schimbul 2, numai ca să plătim un utilaj pentru un domn politician. Trebuia să-i găsim de activitate. Deci săpăm la schimbul 1 groapa ca la schimbul 2 să o astupe. Dar adică... nu înțeleg acum. Constantin Jujean, manager, director în mineritul din Hunedoara, e bun pentru mineritul? Nu știm atâta timp. Mineritul din Hunedoara nu știm... cu picior în groapă? Sau cu amândouă? Domnul Măruță, nu știm ce a stat pentru, la baza selecției dumnealui sau cât de competent sau ce fel de examen sau ce fel de interviu a susținut domnul Jujean. N-aș vrea să mă pronunț cu privire la aceste aspecte pentru că sunt multe alte lucruri de discutat și cred că în următoarea perioadă o să putem așa, puncta și uitați-vă cu privire la... Uitați-vă ce spune ministrul energiei, șeful, da. patronul firmei, cum ar veni. Ia să așa, persoanele selectate pentru a face parte din Consiliul de Supraveghere al CEO Oltenia au sarcina de a recruta urgent un directorat definitiv care să continue implementarea planului de eficientizare a companiei.
Păi vorbim de eficientizare și aduci un personaj care nu poți a lucrat la o companie care... Nu poți să folosi niște termene, nu poți să faci să recrutezi un directorat definitiv, eventual cu un mandat complet, a vrut să spună domnul ministru acolo. Lucrurile și astea sunt foarte întârziate cu privire la a avea până la urmă un organ de conducere în această companie. Ele s-au dergiversat, s-au făcut tot felul de interpretări, tot felul de manipulări, tot felul de atacuri, că nu sunt ai noștri, că sunt de acolo, că sunt de dincolo, n-am văzut intențiile și așa sunt foarte dezamăgit ce am văzut în ultima perioadă pe mass media cu privire la a trata pe cei care au fost la un moment dat veniți în CEO. Suntem foarte răi și vreau să vă spun că și foarte dezamăgit, iar rezultatele nu o să fie unele bune dacă comportamentul nostru este în continuare la fel, influențat de zona politică. Și am să vă dau câteva exemple. La ce vă referiți? La plecarea domnului Leiders sau la ce? Da, și la plecarea domnului Leiders. Modul cum a fost chestionat și atacat și prezentat în plan media. De altfel, eu vreau să vă spun că sindicatul de la Cariera Roșuța a prezentat câteva proiecte în data de 28 august domnului Leiders. Într-o perioadă de timp de aproximativ 3 ore, vreau să vă spun că a doua zi domnul Leiders cunoștea în detaliu acele proiecte, pentru că am avut o întâlnire și a doua zi, iar în baza acelor proiecte și acelor discuții a acceptat să vină să facă o vizită în bazinul carbonifer Motru. Am observat în acest periplu în Cariera Roșiuța, pentru că au fost foarte multe puncte vizitate și au fost foarte multe contacte atât din partea delegației, dar mai ales din partea domnului Leiders și a soției și cu salariații. Ce vreau să vă spun? Omul, chiar am să vă redau ceea ce a spus cuvânt cu cuvânt. La un moment dat a spus, după ce a văzut și utilajele și strungurile cu care noi ne facem treaba, remarca domnului Leiders a fost de maniera următoare. Sunt foarte trist ceea ce văd și constat că conducerea companiei, cât și partidele care fac parte din guvern, nu au respectat salariații CEO-ului. Sunt foarte dezamăgit și constat că utilajele astea provin din primul război mondial, dar cu toate astea văd că vă faceți treaba. Nu este normal să fie tratați oamenii în felul ăsta. Noi trebuie să începem un război pe care să-l câștigăm și trebuie să redăm speranța și încrederea salariaților, pentru că observ că oamenii sunt foarte îngrijorați și asta se citește pe fața lor. Deci chiar v-am redactat cuvânt cu cuvânt din spusele domnului, pentru că ceea ce a spus m-a mișcat, pentru că a fost un adevăr pur și constatat într-o singură vizită de către domnul Leiders cu privire la ceea ce înseamnă minerit. Văzându-l ce întreabă, ce probleme ridică și ce completări și ce soluții a prezentat în acest periplu, se dovedește că se pricepe la minerit. Este o continuare în declarația Ministrului Energiei. S-ar putea, dacă ne uităm prin rânduri, să fie una realistă. În lunile următoare, Consiliul de Supraveghere, acesta nou, va trebui să prezinte un plan de dezvoltare pe termen scurt și mediu, atenție, care să traseze direcțiile clare privind planul de investiții, modernizarea grupului energetice proprii sau retehnologizarea carierelor de minerit. Mă aștept ca acest Consiliu de Supraveghere să țină compania departe de ingerințe politice nefaste, să curme risipa și lipsa de integritate, protejând astfel interesele acționarului, dar mai ales pe cele ale salariaților și ale gorjului. Indiferent cât de grea va fi această misiune, le voi sta mereu alături. Domnul Măruță, ca să nu fie a singur. Prezenta un proiect pe termen scurt și mediu. Deci asta vi se pare o glumă sau... Nu, dar ar fi până la urmă tardiv. N-ar avea. Părerea mea personală că la momentul respectiv Consiliul de Supraveghere, ca să poată să ia decizii în cunoștință de cauză, pentru că am constatat în repetate rânduri, trebuie să știe despre ce e vorba, trebuie nu? Să cunoască despre ce este vorba, iar asta implică neapărat o vizită în teritoriu să vadă cum se situează, despre ce este vorba. O să cunosc compania, ca să nu spune. Nu, eu cred că dacă vin cu o determinare ar putea să așeze aceste lucruri într-un timp de 3 săptămâni.
Pentru că a face acum un proiect, să stai să prin birou, să socotezi, să faci, să iei doar pe cifre, să iei pe ceea ce ai scriptic și faptic, de fapt, sunt diferențe majore, cred că este totuși o pierdere de timp, așa că speranțe mari nu văd în următoarea perioadă. Ar trebui cel puțin să stopăm declinul acestei societăți, remedierea de urgență acolo unde sunt lucrurile foarte grave, pentru că sunt și asemenea lucruri, și noi ceilalți ar trebui să înțelegem și să stăm la masa discuțiilor, să găsim împreună și să prezentăm realitățile din teren, pentru că constat cu amărăciune în suflet că ele nu sunt cunoscute și ne ocupăm de cu totul altceva. Ne transformăm în judecători, în procurori, intrăm în discuțiile și în intențiile celor din mediul politic. Și aș vrea să vă dau un exemplu care s-a discutat foarte abitir pe plan media de două săptămâni cu privire la pe cine dă afară, cine jignește, cine este corect, cine nu este corect, care consider că a fost o manipulare cu aceeași pagă de 500 de euro care se dă pentru scoateri de pe listă și care a fost făcută cu intenție pentru a distrage și aduce niște acuze mult mai târziu, care ele se regăsesc actualmente, dar la care oamenii nu cunosc toate detaliile. Atacul asupra celor doi directori, domnul Pop și domnul Dragomir. Nu cred că postul domnului Pop este atât de important, dar cred că al domnului Dragomir este. Și am să vă argumentez câteva lucruri. Domnul Dragomir... Spuneți că nu vă interesează persoanele. Nu, mă interesează ceea ce vor prezenta, modul lor de abordare și câtă putere de înțelegere și cunoștință au pentru acest domeniu și să implementeze lucrurile de comun acord cu organizațiile sindicale pentru a stopa declinul, domne, nu a dezvolta, că nu putem să dezvoltăm la momentul ăsta. Schimbările de director din cariere înseamnă stoparea declinului? Imediat, aș vrea să vă spun în continuare, să termin cu domnul Dragomir, pentru că este important ce o să vă spun. Vedeți, domnul Dragomir a fost adus domnul de la Dragomir, București și a luat direcția de achiziții, o direcție destul de importantă unde se află contractele toate care se încheie. De ce au dat pe mâna unuia din București contractele companiei? Pentru ca nu, să nu mai fie legături cu oamenii politici din zonă și cu influențe să fie direct cu cei din București, nu? Destul de grele asupra evoluției societății și a încheierii contractelor. Și eu vreau să vă spun că a fost un atac bine gândit asupra domnului Dragomir, atâta timp cât dânsul a restructurat și a blocat anumite lucruri cu privire la contracte și eu sunt convins că în următoarea perioadă vor apărea aceste lucruri și la suprafață. Pentru că există lucruri care sunt de ordinul legii penale. Iar domnul Dragomir a fost atacat pentru că nu putea să aibă legăturile sau solicitările oamenilor din politică și să treacă la execuție pur și simplu. Ba mai mult de toate, este omul care a îndepărtat din direcția achiziții pe doamna Ciurel. Haideți să vorbim care despre... avea un act adițional cu clauze speciale față de restul salariaților din CO. Ori știți foarte bine că atacul asupra celor doi directori a venit cu o chestie furibundă asupra dumnealor. Vedeți că noi, ca și sindicate, mai trecem și într-un populism să arătăm salariaților, membrilor de sindicat, cât de corect și cât de corect ne comportăm noi și nu ne lăsăm păcăliți și nu știu ce. Dar vin pe partea cealaltă, pentru că conducerea actuală a companiei trebuie să aibă ca și scop bunul mers al societății, cât și al salariaților până la urmă, pentru că intră în atribuțiile dumnealor coordonând activitatea aici. Și aș vrea să punctez câteva lucruri, pentru că, vedeți dumneavoastră, concedierea asta... Să înțeleg că sunteți pentru menținerea celor doi în companie. Păi da, pentru că odată plecat de la achiziții, vedeți dumneavoastră, nici la momentul când discutăm echipamentele de protecție și lucruri, n-au ajuns la cariere. N-au ajuns foarte multe lucruri. Lucrurile astea se vor bloca. Recomandarea Curții de Conturi este ca achizițiile să stea în directa subordinea directorului general sau a directoratului. Orice o să vrea, pentru că i-am pus o întrebare domnului Ilie ieri, în birou la dumnealui și l-am întrebat, domnul Ilie, plecarea celor doi directori și în special a domnului director de la achiziții aduce plus sau minus pentru activitatea companiei? Știți ce mi-a răspuns? Foarte dezinvolt, că aduce plus. Și i-am
argumentați. Păi explicați-mi de ce. Pentru că uitați, aveți recomandarea Curții de Conturi, legislația spune în felul următor, asta e așa, la care n-am mai vrut să-mi dea niciun răspuns. Și sunt convins că a luat în analiză ceea ce am spus eu ieri acolo. Ba mai mult de toate, vreau să vă spun că într-o dorință de asta de corectitudine și de populism, dar cel puțin administrația care se dorește a fi specialiști, trebuia să cunoască statutul salariaților și calificările dumnealor. Uitați, o problemă majoră care o va avea în următoarea perioadă CEO-ul este lipsa mecanicilor de locomotivă. Nu o să aibă cine să transporte cărbunele, domnul Măruță. Iar aici trebuia discutate în comisia mixtă, în comisia administrației sindicate și punctate aceste lucruri, domnul Măruță. Am înțeles, trebuie să luăm o pauză de publicitate. Sunt probleme. Ne revedem în câteva momente. Care nu... Suntem în direct la emisiunea Întrebările Zilei. În câteva secunde o să vorbim telefonic cu domnul Andrei Maioreanu, dacă vom avea disponibilă legătura telefonică, consilier județean și candidat, iată, la Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, la un moment dat pe lista scurtă, chiar aproape sigur dat până ieri în Consiliul de Supraveghere, după care o să aflăm ce s-a întâmplat de nu a mai fost așa. Posibil, iată, era varianta ca un gorjean, cu sau fără politică să fie inclus în Consiliul de Supraveghere, nu a fost să fie așa. Am înțeles că în locul unui Maioreanu a fost preferat fostul director al Companiei Naționale a Huilei din Petroșani. Dacă îl avem la telefon, o să mă anunțe colegii în momentul în care totul este în regulă din punct de vedere tehnic. Stăm de vorbă în această seară cu domnul Nelu Roșca, lider de sindicat la cariera Roșioța în cadrul Complexului Energetic Oltenia. Vorbim puțin și despre sindicate. Iată, se schimbă vorbim, dar aș vrea să închei ca să fie spus imediat, o să trecem și la asta, dar vreau să închei ca să fie spus în plan media. Domnul Măruță, și v-aș ruga să urmăriți în următoarea perioadă această direcție, va dispărea, în ce direcție se va duce, cu achizițiile, pentru că, din punctul meu de vedere, este făcută o chestie intenționat, nu neapărat că s-ar prinde niște reglementări, ci că acolo sunt foarte mulți bani și foarte multe oportunități de a încheia niște contracte destul de bănoase pentru unii sau pentru alții, care ar ajuta... Mediu politic, atenție ce spun. Îl avem pe și telefon. Știu ce spun. Da. Mediu politic pentru alegerile din această iarnă. Îl avem și procurorii, trebuie să fie atenți la ce spuneți dumneavoastră. Da, toată lumea. Poliția, îl avem un telefon chiar acum pe domnul Andrei Maioreanu, consilier județean și candidat la un post în Consiliul de Supraveghere. Bună seara, domnule Maioreanu. Bună seara, domnul Măruță, bună seara, domnul Roșca, am înțeles că este invitat. Da, doriți noi sunet să putem să comunicăm. În schimb, aud foarte bine, așadar cred că nu se aude. Discutăm despre lucrurile interesante de altfel care se întâmplă în ultima perioadă și sper în beneficiul complexului energetic Oltenia. Da, din păcate nu putem să auzim absolut nimic din ce spuneți dumneavoastră, cel puțin noi. Sperăm că telespectatorii sunt... au condițiile necesare pentru a urmări această emisiune, cel puțin acum, în momentul legăturii telefonice. Spuneți-ne cum vedeți această procedură de selecție și cum vi se pare finalul? Sigur, procedura de selecție, din punctul meu de vedere, a fost una corectă până la momentul în care firma de recrutare, cea care a câștigat contractul cu Ministerul Energiei, respectiv Price Waterhouse și George Putunoiu, au lansat oferta tehnică pe care noi am prezentat-o și nu se aude. Punctajul. M-auziți? Acum da. Acum da. Da. Bun, atunci să încercăm să reluăm în condițiile în care problemele poate... E în regulă acum, da. Nu ne-au ajutat să comunicăm foarte bine. Se aude acum, da? Da, e în regulă. Da, da. Bun, vă spuneam că, din punctul meu de vedere, recrutarea a fost făcută corect până în momentul în care s-a ajuns la nominalizarea membrilor Consiliului de Supraveghere. N-aș vrea să intru foarte mult în detalii, eu mi-am făcut datoria, știu cu ce punctaj am plecat de la firma de recrutare, știu care a fost, și mulți știu care a fost oferta mea depusă, care au fost măsurile pe care le-aș fi luat într-o primă etapă dacă ajungeam în Consiliul de Supraveghere.
Cert este un lucru cât se poate de clar și cred că l-am mai discutat, n-aș vrea să duc neapărat discuția în zona aceasta. Interviul meu ca reprezentant al minerilor și energeticienilor, ca om care a lucrat în zona minieră și energetică, interviul meu s-a încheiat cu întrebarea domnului Cristian Buciu, secretarul de stat, cel care a fost președintele comisiei, legat de mutarea sediului Complexul Energetic Oltenia la București. Evident, am spus-o atunci și am spus-o și în spațiu public, o spun și acum. Nu aceasta este soluția care ar putea aduce o eficientizare rapidă a Complexului Energetic Oltenia. Dacă discutam de o interfață a Ministerului Energiei Complexul Energetic Oltenia, atunci, sigur, lucrurile puteau să ducă la o altă concluzie. Cert este că avem un Consiliu de Supraveghere. Eu sper să fie un Consiliu de Supraveghere care să prezintă un plan de administrare din care liderii de sindicat, colegii mei din Complexul Energetic Oltenia să înțeleagă direcțiile foarte clare spre care se dorește să meargă Complexul Energetic Oltenia și mai mult decât atât să reușească să vitalizeze această companie, deși am mai rezerve. Și vă spun că am mai rezerve plecând de la următoarele considerente. Robert Ghelasi sau Ghelasi este unul din membrii Consiliului de Supraveghere. Sigur, nu contest experiența dânsului în domeniul bancar. A lucrat pentru finanțarea celor mai mari proiecte din energie în sistemul bancar. Domnul Roșca, domnul Măruță, dragi gorgeni, știți pentru care cele mai mari proiecte de energie din sistemul bancar? Intuim. Eolian, fotovoltaic, regenerabile. În general, discutăm de marile proiecte din surse regenerabile. Mai departe, discutăm de domnul Cornel Bobâlcă. Este foarte bun, e bine că a rămas în Consiliul de Supraveghere. Este yes-man-ul Ministerului Energiei. Probabil că și de aici încolo, domnul Cornel Bobâlcă se va evidenția printr-un servilism, așa cum a fost și până acum. Domnul Dan Codescu este angajat al Ministerului Energiei, detașat de la o firmă, expert și mai departe, n-am reușit să descușesc denumirea, de care personal n-am auzit până acum. Florin Marin, din câte știu, a fost și în Consiliul de Supraveghere la Hidroelectrica. Am avut multe întâlniri, eu având calitatea de director general adjunct la Hidroserv, am avut multe întâlniri în perioada când eu eram în Consiliul de Supraveghere la Hidroelectrica și vă rog să mă credeți că am rămas dezamăgit de modul în care punea problemele Hidroelectrica, problemele și soluțiile la rezolvarea companiei Hidroelectrica. Probabil că are acum soluții la Complexul Energetic Oltenia. Nu în ultimul rând, colegul meu Constantin Grijan. El a fost colegi de facultate, este un om care într-adevăr vine din zona minieră, a fost directorul Complexului Energetic Hunedoara, care acum este în insolvență. Sper să nu a se ajungă cu Complexul Energetic Oltenia în acea situație. Și mai e doar un detaliu. Secretar executiv PDL. Cam acesta este Consiliul de Supraveghere al Democraților. Și doamna Simona, tot din domeniul bancar provine, cea mai mare parte. Da, vă rog. Și doamna Simona Fătu. Da, și doamna Simona Fătu, am înțeles că este un finanțist, mă rog, nu știu prea multe detalii despre acest lucru. Domnul Cam acesta este Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Am mari rezerve față de ceea ce înseamnă activitatea acestui Consiliu de Supraveghere. Domnul Roșca are o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog? Domnul Maiureanu, dacă îmi permiteți... Sigur, domnul președinte, vă rog, cu mare drag. O întrebare. Ca specialist și cunoscător al mediului energetic, aș dori să vă întreb și să fiți sincer în părerea dumneavoastră, cum vi se pare reglementările Ordonanței 109 și modul de selecție pe persoane fizice la nivelul Consiliului de supraveghere sau a directoratului? Nu credeți că era o reglementare mult mai bună să fie selectate persoane juridice care să depună și garanții și care în baza unor proiecte să câștige administrarea fie ACE-ului, fie altei companii? Știți, nu credeți că era o siguranță mult mai mare? Știți că ordonanța de urgență 109 a fost modificată recent prin legea 111 din 2016. Tot prost. Da, iar în condițiile de participare pentru selecția membrilor în Consiliul de Supraveghere, sigur, aveau posibilitatea și
persoane juridice să se înscrie la această competiție, dacă la acest aspect faceți referire. La acest aspect și cu depunere de garanție, pentru ca să fiu sigur că procedura este reglementată tocmai în acest act normativ. Administra și va pune în execuție corect administrarea societății. Și nu aotic. Da, sigur, eu înțeleg unde vreți să bateți, dar n-a existat nicio intenție. Ordonanța 109 modificată, repet, prin legea 111 din 2016, sigur, prevede și o astfel de situație. Domnul și chiar în anunțul de recrutare a existat un capitol special pentru această specie. Din păcate, nu a existat, sau, mă rog, din fericire, se poate spune oricum, n-a existat nicio intenție în acest sens. Avem acest Consiliu de supraveghere, repet, din punctul meu... Domnul Maioran, mai am o întrebare scurtă de tot, dacă îmi permiteți. Doar că apartenența mea politică își spune din nou cuvântul atunci când vorbim de o selecție din rândul specialiștilor mine și energie. Încă o dată arată acest guvern, acest ministru, acest minister, cât de mult ține la partea această tehnocrată, atâta timp cât avem apropiația PNL-ului și foștii membri ai Partidului Democrat Liberal. Domnul Maioreanu, o întrebare scurtă, vă rog. Da. Ca om care ați ocupat diferite funcții în societăți diferite și care ați condus... În zona minieră în special, iar acolo am crescut și... Aș avea o întrebare simplă de tot. Dispariția direcției de achiziții, care știți ce are ca și atribut, ar împreuna activitatea actualmente în CEO sau ar aduce un plus? Nu v-am înțeles, îmi cer scuze, vă rog să repetați, nu v-am auzit bine. Vorbesc de directorul de achiziții. Da. Faptul că este concediat și dispare îngreunează activitatea companiei sau aduce un plus companiei? Știind că legislația, cunoașteți, și aici nu vreau să intru în detaliu, dar există și o recomandare a Curții de Conturi ca achizițiile societății să fie sub directa coordonarea directorului general sau a directoratului și nu de altă natură. Cum vedeți dumneavoastră ca conducător această măsură cu desființarea acestei direcții? Este o măsură care probabil completează următoarele măsuri nefaste pentru ceea ce înseamnă evoluția complexului energetic Oltenia în perioada următoare. Iar cred că și prin numirea acestui Consiliu de Supraveghere, scopul actualilor guvernanți, tehnocraților, este unul foarte clar legat de ceea ce înseamnă producătorii de energie pe bază de cărbune, respectiv huiela din Valea Jiului și lignitul din Gorjul nostru. Da, domnule, dar directoratul actual al CEO-ului, eu vă mulțumesc pentru răspuns diplomat, dar corect, trebuia să anticipeze ce activitate implică, pentru că, uitați-vă, am și spus mai devreme, până să intrați dumneavoastră în direct, ei n-au știut ce resursă umană au și în următoarea perioadă, odată cu finalizarea acestor concedieri, o să fie lipsă de mecanici de locomotivă. Nu o să mai aibă cine să conducă garniturile cu locomotive cu cărbune la termocentrale. E posibil așa ceva când ești conducătorul unei unități? Din păcate este posibil așa ceva, pentru că eu am fost destul de rezervat atunci când se discuta de un anumit plan despre ceea ce înseamnă evoluția zonei miniere și energetice. Din păcate constat că prin numirea acestor consilii de supraveghere, prin măsurile pe care le iau, prin modul total netransparent în care se derulează achizițiile publice, că tot mă întrebați de acest sector, prin modul în care sunteți tratați dumneavoastră în general liderii de sindicat, prin modul în care sunt tratați în general membrii de sindicat angajați ai Complexului Energetic Oltenia, încep să cred că lucrurile se conturează din ce în ce mai clar în zona aceasta de reducere a cotei de piață și ușor de dispariție a producătorilor de energie pe bază de sperăm și aștept cu nerăbdare și luna decembrie, sperăm că din decembrie acolo vom avea din nou un guvern care să pună accent pe ceea ce înseamnă
siguranța sistemului energetic Oltenia prin producătorii de energie pe bază de lichid și de ulei. Mi-aș dori o dezbatere cu dumneavoastră. Domnule Maioranu, exact acest lucru doream să vă întreb, cât va rezista acest Consiliu de Supraveghere și, să zicem, viitorul directorat? Nu știu, n-aș vrea să mă azardez în declarații. Eu v-am spus ce așteptări am de aici încolo și, indiferent de cum vor evolua lucrurile, indiferent că sunt sau nu sunt membru al Consiliului de Supraveghere, sunt un om care a fost format în complexul energetic Oltenia, mai ales în zona minieră, sunt consilier județean și voi fi atent la ceea ce se întâmplă în această zonă și atât cât îmi permit pârghile, voi trage un semnal de alarmă alături de colegii mei din sindicat, de colegii mei care lucrează în complexul energetic. Vă spun eu cât durează acest consiliu de supraveghere. Și vreau să vă mai spun un lucru și cu aceasta probabil că o să închei. Suntem pe finalul lucrăm în momentul de față la un program de guvernare. Andrei Maioranu este în echipa care se ocupă de acest lucru pe zona de minerit și energie. Și ce propuneți pe zona de minerit și energie? Și în primul rând, discuțiile mele vor fi purtate cu colegii mei din sindicat și cu specialiștii pe care avem la Gorj din zona minieră și din zona termoenergetică. Aveți nu este vedere? O declarație de tip șablon, este o promisiune pe care cu siguranță o voi onora. Aveți în echipă pe domnul Ciurel sau pe domnul Călinău? Avem o echipă cu oameni care, într-adevăr... Nu, mă interesează cele două persoane, că dacă nu vă stau la dispoziție 24 de ore. Nu, în echipa de la București, doar eu sunt cel care reprezintă zona de minerit și energie. Cu siguranță va avea colegi și din alte zone din țară. Aveți în obiectiv și mixul energetic sau nu? Categoric, domnul Măruță. S-a discutat atât de mult despre această zonă. Am avut la un moment dat un ministru foarte bun pe domnul Niță, care a spus foarte clar că își dorește în mandatul dânsului să pună în aplicare și să asigure un cadru legislativ în așa fel încât să avem în România companii integrate pe mix energetic, pe mix tehnologic, în așa fel încât să nu mai existe concurența între hidroelectrica și complexul energetic Oltenia, între complexul energetic Hunedoara și nuclear electrica. Este obiectivul primordial al viitoarei guvernări PSD-iste în ceea ce înseamnă realizarea mixului energetic și vă spun sincer, ca om care provine din sistem, că nu este un subiect de campanie electorală, este un subiect de care ține siguranța energetică a României în viitorii ani. Atât în această seară, vă mulțumim pentru intervenția din emisiune, o seară bună în continuare, iată unul dintre candidați, sigur că promisiunea mai auzit, vorbele frumoase sunt multe. Vă dau răspunsul. Faptele care l-a invitat puse. Domnul cât, Maioranu. Cât va rezista acest 5 consult? Luni, 2 săptămâni, 2 zile și 3 ore. Atât va rezista. Pentru că e clar, vedeți, avem un proces electoral în decembrie, luăm 45 de zile până se așează guvernul și își fac, eu știu, aparatele de coordonare a ministerelor, după care e clar că se vor apleca pentru că vor fi cerințe tot din mediul politic. Ne întoarce la o guvernare politică. Da, bineînțeles. A dat semnalul ieri președintele Iohannis. Dar aveți cumva impresia că n-a fost politică și pe perioada asta? Prin susținerea parlamentară, 100%. Tot politică a fost, domnul Măruță, și vedeți noastră, tot felul de jocuri și problema majoră este în felul următor, că aceste partide politice nu înțeleg să fie în slujba României, ci ei înțeleg că România este în slujba lor și pentru interesele de partid. Și de aici o întreagă serie de probleme care apar în toate domeniile, pe toate nivelele și de aici situația generală care se află actualmente. Vedeți dumneavoastră pe mass media vreun partid politic, vreun om politic să prezinte un proiect economic de dezvoltare a României, pentru că prezentând un proiect economic de dezvoltare a industriei românești, e clar că acea industrie are nevoie de energie și atunci poți să redimensionezi și să recreonezi, iar prin legea energiei și prin asta nu se va putea face niciodată. Trebuie o lege a holdingului și avem nevoie de un mix energetic ca persoană juridică și nu ca un coș de energie, ca o cotă prins în legea energiei de nu știu care trebuie să facă. E o porcărie.
Am spus-o și la momentul respectiv la doamna Misăilescu. Da. Unii ziceau să-i aplaudăm, să-i facem. Păi de ce să-i aplaudăm, domne? Că legea energiei a fost creionată și făcută și publicată în 2012. La nici 4 ani de zile a trebuit să fie modificată. Dacă a fost discriminatorie, când a fost la momentul publicării ei în 2012, nu s-a văzut că este discriminatorie. Acum că s-au făcut sesizări imediat că se îndreptau niște lucruri, găsim persoane vinovate. Nu găsim. Sistemul tot este total ne la locul lui. Tot sistemul, toată România este nocivă prin modul de a pune în practică legislația, că de acolo pleacă totul, domnul Măruță. Au făcut codul fiscal și l-au lăudat 3 luni de zile și acum când opresc banii oamenilor, oamenii turbează. Pentru că atunci n-au conștientizat, pentru că nici nu s-a discutat corect în plan media. Au făcut legea, codul penal, codul de procedură penală, codul civil, codul... O serie întreagă de probleme cu privire la acele reglementări care dă peste cap viața și de zi cu zi a multor cetățeni din România și nu doresc să îndrepte aceste rele constatate. Suntem la finalul emisiunii, să știți că la un moment dat nici nu mai poți să mai îndrepți, să nu le spune rele, să îndrepți ceea ce s-a făcut în trecut, pentru că am ajuns în momentul de față la 5.000 de megawați regenerabile în sistem. Domnul Măruță, au aprobat 30.000, domne, instalați, domne, pe 30 decembrie, domne. Soluțiile sunt foarte grele pentru vă mirați, atât în această seară. Dacă nu putem îndrepta, trebuie să vină odată un moment zero. Ore frumoase în continuare.